seara, doamnelor și domnilor, sunt Diana Mihalcea și vă invit să urmăriți jurnalul tuturor băcăoanilor, numai la Impuls TV. Deschidem jurnalul din această seară cu o știre despre un eveniment aflat în desfășurare. La această oră, la centrul de afaceri din Bacău, are loc Topul Firmelor. Manifestarea organizată de către Camera de Comerț este cel mai important eveniment anual pentru mediul de afaceri și totodată unul dintre puținele evenimente mondene la care și-au anunțat participarea aproximativ 250 de agenți economici. Sunt prezenți pe lângă oameni de afaceri, autorități locale, dar și reprezentanți ai unor instituții și organizații non-guvernamentale. Evenimentul aduce în centrul atenției rezultatele și activitatea celor mai reprezentative firme din județ, care prin performanțele lor reușesc ca de la un an la altul să aducă un plus de valoare economiei locale și naționale. Cine sunt cei care au reușit să ajungă în top, dar și alte amănunte interesante de la acest eveniment, vă prezentăm în jurnalele viitoare. Iată acum care sunt principalele știri ale zilei. Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență se confruntă în aceste zile cu o lipsă acută de carburanți. Penitenciarul Bacău are un nou director. Se apropie perioada sărbătorilor, iar agențiile de turism ne asaltează cu fel de fel de oferte. Numărul mare al intervențiilor le dă emoții pompierilor la fiecare început de lună, întrucât mai tot timpul sunt la limită în ceea ce privește combustibilul pe care îl folosesc atunci când trebuie să se deplaseze la evenimente. Din această cauză, în aceste zile, mașinile serviciului SMURD au rămas în garaj, acestea fiind folosite la intervenții doar atunci când autospecialele serviciului de ambulanță nu fac față. Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență se confruntă în aceste zile cu o situație mai puțin obișnuită. Datorită numărului mare de evenimente nefericite la care au participat în ultima lună pompierii, dar și ambulanțele SMURD, consumul de carburant a scăzut considerabil. Prin urmare, conducerea inspectoratului a decis să ia câteva măsuri, în așa fel încât să nu afecteze serviciile de urgență pe care aceste unități operative le oferă. Pentru reducerea consumului de carburanți, să intervenim cu ambulanțele SMURD la cazurile de prim ajutor, în sprijinul serviciului de ambulanță, limitat, atunci când serviciul de ambulanță nu face față. Conducerea Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență spune că este o problemă temporară și până luni se poate rezolva, întrucât a fost aprobată recent o rectificare bugetară. Legea sănătății s-ar putea schimba complet în următorii 2 ani. Cea mai importantă modificare pe care o iau în calcul autoritățile este desființarea caselor de asigurări de sănătate. Deocamdată nu sunt clare condițiile în care va funcționa sistemul, dar cel mai probabil banii contribuabililor se vor duce către mai multe societăți care vor asigura controlul și calitatea serviciilor medicale. Ministerul Sănătății încearcă să introducă o nouă lege care să reglementeze activitatea medicală. În toată țara se fac dezbateri pe această temă, iar una dintre modificările legii prevede transformarea spitalelor în instituții de sănătate cu autonomie financiară. Managerii spitalelor spun că așteaptă cu interes modificarea legislației, mai ales că au foarte multe posturi blocate. O altă modificare a legii vizează transformarea caselor județene de asigurări de sănătate în case teritoriale și mai apoi în asociații mutuale. În acest fel, asigurații vor putea alege conducerea acestor asociații și vor vedea modul în care se cheltuiesc banii. În proiectul noii legi a sănătății sunt stipulate și pachetele de servicii medicale pe care fiecare asigurat le poate accesa. Cert este că cine va dori investigații de înaltă performanță va trebui să plătească asigurări suplimentare. În pachetul de bază se va deconta doar tratamentul bolilor care pun în pericol viața. Nu se vor mai deconta medicamente ieftine și pentru afecțiuni banale. Reprezentanții Ministerului Sănătății mai spun că sistemul asigurărilor sociale trebuie regândit pentru a aduna mai mulți bani. Societățile care vor lua locul caselor de asigurare ar trebui să aibă între 700.000 și 1 milion de membri. Dacă un asigurat este nemulțumit de serviciile primite, el se poate retrage și se poate înscrie la o altă societate de asigurări. Comisarul șef Sorin Dârțu este noul director al penitenciarului Bacău. Acesta a ocupat până acum a doua funcție în ierarhie la Școala de Agenți de Penitenciar de la Târgu Ocna. Momentan, funcția de director al unității de detenție este ocupată de comisarul Luminița Gabriela Angel Nica, persoană desemnată de Agenția Națională a Penitenciarelor, să preia atribuțiile funcției de director pe perioadă determinată, până la organizarea unui concurs.
Concursul pentru ocuparea funcției de director al penitenciarului Bacău a fost câștigat de comisarul șef Sorin Dârțu, care vine de la Școala de Agenți de Penitenciare din Târgu Ocna. La concursul pentru ocuparea funcției de director al unității de detenție s-au înscris două persoane. Potrivit rezultatelor publicate pe site-ul Administrației Naționale a Penitenciarelor, a fost declarat admis comisarul șef Sorin Dârțu. Examenul a constat în două probe. Prima a fost cea de interviu pentru susținerea unui plan de management, iar proba a doua a fost una practică pentru evaluarea competențelor manageriale. Momentan, funcția de director al penitenciarului Bacău este ocupată de comisarul Luminița Gabriela Angel Nica, persoana desemnată de Agenția Națională a Penitenciarilor să preia atribuțiile funcției de director pe perioadă determinată până la organizarea acestui concurs. Directorul adjunct la școala în regim penitenciar de la Târgu Ocna, Sorin Dârțu, nu se află la prima abatere de acest gen. În urmă cu câteva luni, acesta a mai participat la un concurs organizat de ANP pentru aceeași funcție, dar atunci nu a îndeplinit punctajul necesar. Se apropie perioada sărbătorilor, iar agențiile de turism au început deja să lanseze oferte care mai de care mai avantajoase. Dacă în general băcăuanii preferă să petreacă Crăciunul în familie, de Revelion, cei cu dare de mână pleacă la schi. Ne mai despar doar 6 săptămâni de perioada sărbătorilor de iarnă, iar cei care obișnuiesc să petreacă Crăciunul departe de casă pot profita de ofertele agențiilor de turism, indiferent că preferă un Crăciun tradițional românesc sau unul mai exotic. Sunt oferte pentru toate gusturile, dar nu și pentru toate buzunarele. Sunt oameni care își doresc un astfel de concediu, dar din lipsă de fonduri sunt nevoiți să rămână acasă. Nu știu, probabil acasă, cu familia, cu părinții. Nu plec niciunde, pensionar, nu-i cu ce. Am înțeles. Dar unde ați vrea să mergeți? V-ați gândit? La munte undeva, așa frumos. La Sinaia, la Predeal. La noi, în Brașovul nostru. Agențiile promit turiștilor sejururi de neuitat la prețuri acceptabile, cu reduceri de 20-30% în funcție de numărul celor care pleacă, dar și de perioada de ședere. Cele mai multe oferte sunt pentru iubitorii de schi, dar și de țări europene. Cele mai solicitate destinații rămân în continuare capitalele culturale europene, programe deosebite pentru piața de Crăciun, shopping, de sărbători, Crăciun și Revelion, la Budapesta, Viena, Viena-Praga, capitalele imperiale și cu transport avion chiar și mai mult spre Roma, Londra, Paris, Barcelona. Avem și un program deosebit de Revelion pe care recomand băcăuanilor, un Revelion în Austria care adună la un loc și petrecerea sărbătorilor cu practicarea schiului pe renumitele pârtii din zona Salzburgului, transport autocar cu plecare din Bacău. Pentru cei care doresc să petreacă sărbătorile în România, ofertele sunt variate, una dintre opțiuni fiind Maramureșul. La achiziționarea pachetului, turiștii primesc un tur complet al acestui județ. Printre obiectivele turistice care pot fi vizitate se numără cimitirul Vesel de la Săpânța, Mănăstirea Bârsana și Mănăstirea Săpânța Perii, cu cel mai înalt turn de lemn din Europa. Guvernul a aprobat normele metodologice de aplicare a sistemului de facturare a TVA-ului la încasare, urmând ca printr-un ordin al Ministrului Finanțelor să fie publicat și un ghid privind noul sistem. Mai multe amănunte, dar și alte informații aflați din grupajul știrilor pe scurt. Guvernul a aprobat în ședința de marți normele metodologice de aplicare a sistemului de facturare a TVA-ului la încasare, urmând ca printr-un ordin al Ministrului Finanțelor să fie publicat și un ghid privind noul sistem. Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Andrei Zaharescu, a precizat că hotărârea de guvern prin care au fost adoptate normele aduce precizări privind provizioanele tehnice care se deduc la calculul profitului impozabil și modul de recuperare a pierderii fiscale înregistrate de contribuabilii care se reorganizează juridic. Sistemul va fi aplicat numai la persoanele impozabile care au sediul activității economice în România, iar normele metodologice clarifică categoriile de persoane impozabile care vor aplica sistemul TVA la încasare începând cu 1 ianuarie 2013 și cele care vor aplica sistemul în a doua perioadă fiscală a anului. Sindicatul Național Tehnic Tarom ar putea declanșa grevă generală pe 14 noiembrie prin oprirea tuturor zborurilor din cauza situației fără ieșire în care se află compania. Sindicatele atrag atenția că Direcția Tehnică Tarom are personalul îmbătrânit, iar în următorii 2 ani se vor pensiona peste 60% dintre angajați și cu toate acestea conducerea nu aplică nicio măsură. În prezent, Tarom înregistrează pierderi din operare, însă niciodată nu a primit ajutor de la stat sau altfel de sprijin, nefiind instituție bugetară. Pierderile înregistrate au fost acoperite din sumele acumulate de-a lungul timpului din surse proprii, spun reprezentanții sindicatelor.
De Sfinții Mihail și Gavril, Loteria Română a continuat seria extragerilor la jocurile Loto 6 din 49, 5 din 40, Noroc, Joker, Noroc Plus și Super Noroc. La Loto 6 din 49, la categoria 1, se înregistrează un report în valoare de peste 1.892.000 de lei. La jocul Noroc a rămas în joc, în urma tragerii, un report cumulat în valoare de peste 803.000 lei. La Joker, categoria 1, se înregistrează un report record în valoare de circa 2,5 milioane de euro. Iată și numerele care au fost extrase joi seara la Loto 6 din 49, 16, 5, 40, 45, 14 și 25. Iubitorii artei din Bacău au posibilitatea să vadă o expoziție cu tablourile valorosului pictor Nicu Enea. Tablourile, scrisorile pictorului, dar și o copie în gips după masca mortuară sunt disponibile publicului în următoarea lună la Galeriile Alfa. O parte dintre cele mai cunoscute tablouri ale pictorului băcăuan Nicu Enea sunt expuse la Galeriile Alfa din Bacău. Inițiativa organizării acestei expoziții aparține Consiliului Județean și Muzeului de Artă. S-a născut la 29 mai 1897, în satul Valea Arinilor, comuna Lucăcești, care astăzi e înglobat în orașul Mâinești, dar satul în prezent face parte din comuna Măgirești. S-a stins la 16 septembrie 1960 la București. El s-a evit, de fapt, pe 28, cu o zi înainte de ce am scris în certificatul de naștere, ca fiul al țăranilor Catinca și Vasile Enea, ai căror strămoși erau pomeniți în documentele lui Alexandru cel Bun, și a fost încă de mic atras de frumusețea aceasta a văii Tasleului și a peisajului moldovenesc, pe care le-a păstrat tot timpul în memorie până la sfârșitul vieții. Ca patrimoniu cultural, o astfel de comoară a picturii post-impresioniste. Este o bucurie pentru noi să avem ca simbol al picturii băcăoane pe Nicu Enea și suntem în același timp și contrariați, pentru că într-o perioadă în care el ar fi trebuit să fie susținut de autoritățile timpului de atunci, el a fost foarte marginalizat. După cum știm, el a fost considerat pictor al curții regale datorită faptului că Casa Regală din acea perioadă a comandat câteva lucrări a acestui mare artist, deși el luase un premiu, am înțeles, medalia de argint la expoziția internațională de la Paris, pictase alegoria Artele, pe care se regăsește în cadrul Palatului Regal și alte picturi. Nicu Enea a fost unul dintre cei mai apreciați pictori din perioada interbelică. În anul 1934 a reprezentat România la expoziția internațională de pictură de la Paris. Tot în anii 30 a primit dreptul de a picta palatele regale. Are mai multe expoziții în București, Belgrad și Zagreb. În anul 1939 a pictat Biserica Sfinții Voievozi din cartierul Cefere din Bacău. În ultima perioadă a vieții, în anii 1955-1956, a pictat și plafonul Teatrului Bacovia. Îi plăceau vapoarele și apa, dar căutările specifice vârstei, conjuncturile și, nu în ultimul rând, ofertele vremurilor i-au condus pașii spre cariera militară. Așa își descrie pasiunea de o viață un jandarm din cadrul Inspectoratului Județean, care a făcut o adevărată pasiune pentru modelism. Plutonierul major Sorin Țanțu își desfășoară activitatea în cadrul Inspectoratului de Jandarm Județean Bacău, fiind unul dintre cei care monitorizează apelurile de urgență. De copil însă l-a fascinat aeromodelismul și a început să construiască avioane și rachete în miniatură pentru a le urmări zborul, având și câteva aprecieri la concursuri de profil. El spune că hobby-ul nu aduce mari câștiguri, însă nimic nu mai contează atunci când vine vorba de pasiune. Prima mea lucrare a fost o bărcuță mică de salvare, făcută miniatură cam de... zic, o lungime de două cutii de chibrite. Și am zis că merge și îi pun plăcut, am urcat la o corabie mai mare. Am căutat pe internet planuri, adică schițe, să am habar cum vin coastele, sunt multe denumiri din asta, din marină, care nici eu nu prea le știu pe toate. Și am făcut prima corabie, mai din carton presat, mai din
ce găseam prin casă. Se inspiră din orice vede în natură, pe stradă sau în târguri, și îi place ca formă sau model. Odată ajuns acasă, în uscător, acolo unde și-a amenajat un mic atelier, le transformă în șabloane la scară și apoi le construiește în miniatură. Mândru de ceea ce reușește să realizeze, jandarmul susține că muncește enorm la fiecare piesă și nu face diferențe între ele atunci când vine vorba să le compare. Am multe, am și puști, adică puști, sarme de vânătoare în miniatură, corăbii și medievale și antice de pe vremea romanilor, cum e această liburnă romană care circula pe Dunăre la noi, și ric, și trăsuri, căruțe, deci practic tot ce văd în natură. Pe lângă creațiile sale artistice, jandarmul Sorin Țanțu se poate lăuda cu 21 de ani de carieră militară, în care a avut doar rezultate foarte bune, fapt ce a condus la recompensarea sa în nenumărate rânduri. Comandorul în rezervă Ion Timaru și-a lansat două cărți prefațate de criticul literar Petre Isachi și profesorul universitar Ștefan Munteanu. Lucrările Culori de negrițești și În numele legii s-au bucurat de o critică favorabilă din partea celor prezenți. La eveniment au participat zeci de oameni de cultură, mulți dintre ei membri ai filialei Uniunii Scriitorilor. Iubitorii de carte au parte de două volume noi scoase de comandorul în rezervă Ion Timaru. Pasionat de memorialistică, cu har literar, fostul militar băcăuan a realizat într-una din cărți Povestea Negrițeștiului, localitate cu nume unic în țară, atestată documentar de mai bine de 600 de ani. La lansarea de carte au fost prezenți Calistra Costin, președintele Uniunii Scriitorilor din Bacău, Petre Isachi, critic literar, istoricul Eugen Șendrea, editorul Viorel Cucu, dar și foști colegi de arme, precum generalul de flotilă aeriană în rezervă Nicolae Petrescu, președintele Asociației Române de Propagandă și Istorie a Aeronauticii. Gândiți-vă că sunteți într-o cameră imensă, în întuneric, și trebuie să vă dirigeze cineva ca să ieșiți de acolo la ușa salvatoare, fără să vedeți nimic. E, domnul Timaru era un astfel de om care dirija pilotul să ajungă în locul care trebuia. Lansat astăzi cărțile Culori de negrițești și În numele legii, scrise într-o perioadă aproximativ de 2 ani de zile, după o documentație care a durat aproape 3 ani, pentru că prima carte s-a vrut inițial a fi o monografie în stilul clasic care se folosește la ora actuală. Mi s-a părut însă că acest mod de abordare nu este suficient din punct de vedere al considerației mele față de consătenii mei, față de oamenii aceștia care, iată, află că au o vechime pe acele meleaguri de aproape 600 de ani. Romanul Culori de negrițești vine să reconstituie istoria locului natal a scriitorului Ion Timaru. Dincolo de existența izvoarelor de atestare istorică a locurilor, autorul vede în negrițești o potențială axis mundi. Pe alocuri, în roman, este aplicată tehnica povestirii în povestire, tehnică românească folosită de-a lungul timpului și în O mie și una de nopți sau în Hanul Ancuței. Autorul trăiește cu speranța că lumea negrițeștilor, cu culorile vii, unice și cu sens, nu va fi învinsă de fenomenul globalizării sau al exilului atât de prezent în societatea românească actuală. Ion Timaru realizează în cel de-al doilea roman, lansat ieri, un discurs biografic în care se regăsește o perioadă în care a fost asesor pe lângă parchetul militar. Născut în 1946 în localitatea Podolen, de lângă Buhuș, Ion Timaru devine ofițer de radiolocație în Armata Română, încadrat la Unitatea de Aviație din Bacău. În paralel, înainte de 1989, Ion Timaru urmează și Facultatea de Drept la Iași. Noua specializare îi dă șansa să sancționeze abaterile militarilor de la regulamentele în vigoare. De altfel, cartea În numele legii se bazează pe experiența avută în această perioadă a vieții, dar textul nu trasează o demarcație clară între ce a fost real și ce este ficțiune. Doamnelor și domnilor, acestea au fost principalele știri ale zilei. Urmează jurnalul electoral, noutăți din sport și meteo, iar de la ora 20 Cătălin Bejan vă așteaptă la o nouă ediție a emisiunii Față în Față. Nu uitați că ne puteți găsi și pe site-ul nostru www.impulstv.ro sau pe pagina noastră de Facebook Impuls TV Bacău. Noi ne vedem luni la ora 19:30. Până atunci să aveți un weekend cât mai plăcut. La revedere!
Cei 53 de candidați pentru Camera Deputaților și 23 pentru Senat din cele 14 colegii din județul Bacău au început astăzi oficial campania electorală. Timp de o lună, până la votul din 9 decembrie, reprezentanții celor 7 formațiuni politice prezente pe liste vor încerca să le arate băcăuanilor de ce merită să-i reprezinte în forul legislativ al țării. Nu o pot face însă fără restricții. Candidații nu vor mai putea oferi alegătorilor alimente, băuturi sau produse din tutun, ci doar mărfuri nealimentare în valoare de până la 10 lei. De asemenea, în cuantumul aceleiași sume se pot oferi obiecte de propagandă electorală, precum calendare, pixuri, brichete, DVD-uri, tricouri, pungi, mănuși inscripționate cu semne electorale, conform unei ordonanțe de urgență adoptată în această săptămână. Accesul candidaților la posturile publice de televiziune și radio este gratuit, iar repartizarea timpilor de antenă se face potrivit legii electorale. După cum am mai declarat și în cursul săptămânii acesteia, suntem în grafic cu organizarea alegerilor. Astăzi au rămas definitive candidaturile și ordinea pe buletine, s-a stabilit ordinea pe buletine, s-a tras la sorți de către Biroul Electoral Județean. Urmând ca de săptămâna viitoare să începem procesul de tipărire a buletinelor. După cum știți, sunt 1.330.000 de buletine pentru tot județul Bacău. Ele vor trebui să fie gata până pe data de 30 noiembrie, așa e stabilit contractual, cu cei care au câștigat licitația, o tipografie, fosta tipografie de stat din Botoșani. Debutul campaniei electorale aduce mici restricții și pentru directorii instituțiilor descentralizate. Mai ales luând în considerare faptul că de astăzi a început campania electorală, atrag atenția șefilor serviciilor deconcentrate și funcționari publici să nu se implice în campania electorală și fiecare să-și vadă de treburile impuse de serviciile pe care le au. Conform ordinii stabilită prin tragere la sorți, pe primele 7 poziții de pe buletinele de vot se află ARD, USL, UDMR, PRM, Partidul Popular al Maghiarilor din Transilvania, PER și PPDD. Pe listele electorale permanente în județul Bacău există pentru aceste alegeri parlamentare peste 602.000 de alegători.